Avem întrebarea pe care o adresează un, să zicem, un om cu studii superioare. El era un fruntaș, un învățător al legii. Numai că întrebarea pe care o adresează el nu era o întrebare care venea dintr-un motiv sincer, ci potrivit cu părerea lui despre Isus, el a venit acolo să adreseze o întrebare care să demonstreze că Isus nu este Isus. Și de aceea versetul spune, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus următoarea întrebare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Ca să-l ispitească. Răspunsul Domnului a fost foarte scurt. Isus i-a răspuns. Important este că Domnul nu se împiedică niciodată în vicleniile, în netrebniciile, în fățărniciile noastre. El spune, zice, Efraim mă înconjură cu minciuni. Domnul știe că Efraim îl minte, dar îl lasă să vină aproape de el. Domnul știe că omul acesta îl ispitește, dar îl lasă să vină aproape de el. Dacă îl va goni de acolo, unde mai poate fi omul acesta vindecat de fățărnicia lui? Dacă Domnul va trimite de acolo. Observați că Domnul nu-i spune, te duci mai întâi și înveți să fii sincer și după aceea vii să mă întrebi, ci îi spune, rămâi aici lângă mine. Acestui caz, acestui om îi spune, rămâi aici lângă mine, e singurul loc în care poți să fii vindecat de fățărnicia de care ești bolnav. De aceea îi răspunde, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Așadar, cea mai mare poruncă nu este a face, să nu faci cu tare lucru, sau o altă poruncă, să faci cu tare lucru. Cea mai mare poruncă, după declarația Domnului nostru Iisus Hristos, este ca tu să simți pentru Domnul Dumnezeul tău dragoste în inima ta. La ce ar folosi să faci o mulțime de lucruri, să nu faci o altă mulțime de lucruri? La ce ar folosi să ajungi într-o stare în care ești mai bun decât acesta de lângă tine, dacă nu iubești pe Dumnezeu în adâncul inimii tale? Căci Domnul nu va judeca acțiunea, ci va judeca izvorul acțiunii. Omul acesta n-a ascultat de Dumnezeu, de ce? Omul acesta a ascultat de Dumnezeu, de ce? Judecata se va face cu privire la ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Iar de aici, din porunca aceasta, vârful ei ascuțit este tocmai acesta, să iubești pe Dumnezeu cu toată inima. Aceasta însemnează ceea ce vedem astăzi în lume, o participare sufletească și emoțională, să-ți vibreze sufletul într-adevăr, să-ți țâșnească lacrimi din ochi la un moment dat, uneori să se ridice părul pe tine, s-a făcut pielea găinii sau a gâștii, zic americanii, să te impresioneze, să te miște în sufletul tău acest lucru, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, să iubești cu tot sufletul, adică cu toată pasiunea, adică cu toată înțelegerea și încheie spunând și cu tot cugetul, cuget însemnând în contextul nostru conștiință. Să iubești pe Dumnezeu cu toată conștiința ta. Trăim într-o generație care lucrează și operează din greu în domeniul conștiinței. Se dorește și sunt fapte, se dorește cu grăbire și cu disperare distrugerea și eliminarea conștiinței. Și lucrul acesta nu confruntă doar lumea, ci confruntă biserica. Astăzi este la modă să mergi la un consilier, să-i spui nelegiuirile tale
și el să îți spună, știi că nu ești tu de vină. Ia să vedem cum ai crescut când ai fost copil. Păi mi-a dat maica mare două pe spate. E, vezi, din cauza asta este. Am aflat. Nu ești tu de vină. Maica mare e de vină. Ia să pui mâna și să-i dărâm crucea de acolo din cimitir pentru ce a făcut împotriva ta. Știi, am făcut cu tare sau sunt în cu tare. Oh, nu ești tu de vină. Mediul în care te găsești este de vină. Aceasta a fost și această luptă s-a generalizat astăzi. Lumea este plină de acești preoți ai lui Baal, care ridică de pe conștiința oamenilor poverile grele pe care le-a așezat Duhul Sfânt acolo, le ridică de pe conștiința lor. În domeniul acesta a operat și continuă să opereze conștient sau inconștient biserica. Psihologia lumii a fost absorbită, subtă de biserică și apoi a fost oferită oamenilor. Conștiința aproape că a fost complet eliminată prin faptul că a fost distrus simțământul de vinovăție. Nu vi s-ar pare ciudat, ți se pare ciudat să vorbești astăzi în America despre păcat, despre pocăință, despre părere de rău, despre întoarcere la Dumnezeu? Vai, ar fi o rănire cumva a eului nostru. De aceea, lucrul acesta a fost abordat din două perspective. Unu, a fost distrus simțământul de vinovăție, binele, răul a fost numit bine. Și al doilea lucru, păcatul a fost definit ca boală. Și dacă ești bolnav, ești bolnav. Ești tu de vină că ești bolnav? Ești bolnav. Asta e problema. A fost eliminată și distrusă responsabilitatea omului. Nu ai nicio răspundere pentru ce faci. Nici măcar nu ești vinovat. Nu cred că există crimă, haină astăzi, oricât de haină ar fi în această lume, pentru care să nu se găsească un astfel de consilier sau să nu se găsească o biserică care să hrănească euul omului și să-l scoată în afara sferei lui de vinovăție. Mântuitorul însă spunea să iubești pe Dumnezeu cu tot cugetul tău, cu toată conștiința ta. V-ar interesa să știți ce părere avea Hitler despre conștiință? Că de aici pleacă totul. El spune așa, citez, cele 10 porunci și ideea de conștiință sunt un figment al gândirii ebraice, care trebuie eliminat, care trebuie îndepărtat din societate, omul trebuie eliberat de așa ceva. El a spus, vreau o generație de oameni fără conștiință, fără milă, fără simțăminte, o generație de oameni sălbatică. Tinerii youth Hitler, Hitler's youth, cum se zice, tinerii lui Hitler, ei aveau un cântec care spunea, noi suntem păgâni, spuneau ei. Noi nu avem nevoie de valorile creștine. Salvatorul nostru este Führerul, spuneau ei. Iubiții mei, peisajul de astăzi al lumii noastre se îndreaptă în această direcție. Se dorește și se creează o generație de oameni fără conștiință. Se ridică o biserică, The Emerging Church, se ridică o biserică unde noțiunea de păcat, de părere de rău, cum am citit azi dimineață, Psalmul 51, noțiunea aceasta nu mai are niciun fel de sens pentru această generație și atacând problema aceasta, uitați consecințele. Când un om nu mai este vinovat, însemnează că ceea ce el a făcut nu este rău. Când un om nu mai este vinovat, nu are nevoie de niciun fel de mântuitor. Când un om este scos în afara responsabilității lui, însemnează că aceasta pică pe altcineva, pe societate, pe orice vrei altceva, dar nu pe el. Deci iar mai trebuie omului acestuia să caute pe Dumnezeu sau vreun fel de Dumnezeu. Marea nenorocire este însă că acest sindrom care galopează în societatea noastră a cuprins biserica. Și astăzi biserica nu mai este la fel de îngrozită de ideea de păcat cum a fost altădată. Ea a reușit să boteze și să adopte multe păcate, a reușit să le asimileze fără să clipească din ochi și starea ei de astăzi este bine descrisă în Apocalipsa, în capitolul 3.
Dincolo de aceasta, al doilea mecanism în care s-a lucrat la distrugerea conștiinței a fost și se numește victimismul. Ești victimă. Tu care ești vinovat, de fapt ești victimă. Și când ești victimă, ai fost scos în afara problemei. Ce vedem noi în societatea noastră astăzi, mă uit cu groază și mă întreb dacă nu cumva sunt simptomele părăsirii acestei lumi de către Dumnezeu. Vreau să deschidem împreună cu Sfânta Scriptură în Roman la capitolul 1. Mă întreb dacă nu cumva pentru o anumită categorie de oameni Dumnezeu deja și-a spus cuvântul Lui. Să citim de la versetul 24. După ce inițial spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu a fost descoperit și descrie aici. Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se poate zvinovăți. Chiar dacă această societate a încercat să ridice vina de pe conștiința oamenilor și să le spună, păcătuiți, liniștiți mai departe, nu e nicio problemă, Biblia spune, nu se pot dezvinovăți. Citeam despre un pacient al unui consilier din acesta. Și la un moment dat asculta avea obiceiul să ia paharul cu apă de pe masă sau cu cerea și să-l zvârle în ochii omului. Atunci consilierul a spus, zice, nu mai calci aici niciodată până când nu te duci la terapie undeva. S-a dus la terapie, s-a înscris din nou, a venit acolo. Bun, ai fost la terapie, am fost, uite, am certificat, am toate astea. Bine, ia loc pe scaun, acum să stăm de vorbă. Și au vorbit și în timp ce vorbea, a luat paharul din nou și l-a aruncat în ochi omului. Păi, ai spus că ai fost la terapie. Care e diferența? Diferența este că înainte când îți aruncam paharul în ochi, îmi părea rău după treaba aia și acum nu mai îmi pare rău deloc. Deci am fost la terapie, nu mai îmi pare rău. Biblia spune, nu se pot dezvinovăți chiar dacă așa stau lucrurile. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare și târitoare. Acum concluzia și consecința. Prezența unui așa grad de nelegiuire care se găsește astăzi în lumea noastră și care probabil ar înspăimânta chiar generațiile acelea dinainte care au sfârșit în nelegiuire, prezența acestor lucruri în lumea noastră și în anumite categorii de oameni indică spre o acțiune a lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. I-a lăsat. Nu i-a trimis, nu i-a forțat să ducă acolo, dar i-a lăsat. I-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, creatorului, care este binecuvântat în veci. A doua oară întâlnim verbul i-a lăsat. Din această pricină Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat. Trăim în vremea când Dumnezeu i-a lăsat pe oamenii aceștia. Care este apelul pentru sufletul nostru într-o astfel de generație în care noi trăim astăzi? Există pericolul groaznic al asimilării lumii în care ne găsim. Există pericolul teribil al pierderii identității noastre creștine.
a pierderii din vedere a credinței. Linia de demarcație dintre biserică și lume cu greu se mai vede. S-a șters. Și de multe ori, la adăpostul bisericii se poate face ceea ce nu se poate face la adăpostul societății civile. Sub frumosul nume de biserică, conștiința a fost distrusă. Și o generație de oameni fără conștiință sunt în imposibilitatea de a comunica cu Dumnezeu. De aceea, tot ce urăște Satana mai mult la tine și tot ce ar vrea să distrugă mai repede este conștiința ta. Asta e tot. Ați observat care a fost reacția lui David după comiterea nelegiuirii lui, după ce el și-a distrus propria lui conștiință, a închis ochii în fața apelurilor Duhului Sfânt, care a încercat să-i reziste și să-l oprească. Dar a mers ca un nebun până la ultima frontieră. Ați observat? Generalul lui vine și îi spune, zice, maestate, împărate, am probleme de conștiință. Eu știu ce mi-ai scris în biletul acela și eu știu că am băgat armata acolo la moarte, am știut că îi trimit la moarte pe oamenii aceia. Am probleme de conștiință. Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură în cartea lui Samuel. Nu am luat versetul aici, cred, cu mine, dar am să revin asupra lui imediat. Acolo unde omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, îi liniștește conștiința lui Ioab. De fapt, nu îi liniștește, îi anesteziază, îi amorțește. Și spune, nu te munci cu gândul acesta. Nu te munci cu gândul acesta. Lasă-l deoparte. Prima victimă, zice, sabia lovește când pe unul, când pe altul. Asta e situația, nu te munci. Ioab avea probleme de conștiință. Mă mustră conștiința să fac așa ceva. Cum? Când eu sunt chemat să apăr până la ultimul om, să păzesc viața ostașilor mei, să-i duc eu cu mâna mea și să-i împing eu la moarte cu mâna mea. E ceva teribil. Nu se poate. Am probleme de conștiință, maestate. Și împăratul îi zice, nu te munci cu treaba asta. Ignoră-ți conștiința. Ignoră-ți. 2 Samuel 11 cu 25. Vă mulțumesc că ați găsit versetul acesta. Ignoră-ți conștiința. Aceasta spune lumea de astăzi. Dacă am spune omenirii de astăzi că ne tulbură conștiința noastră pentru că am făcut un lucru sau altul, ne-ar considera slabi sau proști. Trăim într-o generație a cărei conștiință a murit. Iubiții mei, nu sunt purtătorul unor vești negre. Nu-mi place să fac acest lucru. Îmi place să aduc vești bune toată viața mea. Dar cred că ar fi o orbire din partea noastră ca să nu vedem cumplita alunecare a generației noastre în care trăim. Ar fi o orbire care ne-ar costa prea scump. Ar fi o orbire ca să nu realizăm eroziunea teribilă pe care s-a produs asupra conștiinței umane în biserică. În trecut, dacă aveai probleme de conștiință, nu era nimic, cumpărai o indulgență. Îți dau eu o indulgență. Îți dau eu un bilețel și nu mai te munci cu treaba asta. Dacă eu îți dau bilețelul ăsta, din clipa asta ești liber. Astăzi, toată psihologia omenirii care ridică pe om deasupra responsabilității lui și care îi șterge vinovăția din cugetul lui, toată aceasta poate fi găsită înapoi a amvonului. Știți că am avut o întrebare la școala de sabat aici, dacă totuși un om al lui Dumnezeu poate să cadă și să ajungă într-o astfel de împrejurare, cum a fost David, prima noastră întrebare a fost, cum a fost posibil pentru un om al lui Dumnezeu, care a fost atât de privilegiat de Dumnezeu și binecuvântat, să ajungă într-o astfel de situație? Și am găsit noi răspunsul la întrebarea a doua. Când un om își schimbă imaginea, propria lui imagine în ochii lui, ajunge să comită astfel de lucruri, am ajuns să înțelegem că atunci când un om rupe legătura cu Dumnezeu, ajunge să se vadă pe sine într-o așa lumină. Și am înțeles că atunci când un om începe să trateze pe oamenii din jurul lui ca fiindu-i inferiori, va face același lucru cu Dumnezeu. Nu este departe.
un astfel de stadiu. De aceea întâlnim mereu și mereu aici în Epistola către Romani, Apostolului Pavel, cuvântul i-a lăsat. I-a lăsat. I-a lăsat. Ar fi de nedorit vreodată în viața noastră să fim lăsați de Dumnezeu. Este un risc teribil să insistăm pe calea păcatului. Este un risc incredibil în violarea conștiinței noastre. Știu că nu trebuie să fac acest lucru, dar îl fac. Se lasă cu niște pierderi ireparabile. De aceea, pentru vremea aceasta din urmă, războiul nu este așa cum s-a zis pentru mintea ta. S-au scris cărți cu titlul Războiul pentru mintea ta, Lupta pentru mintea ta și așa mai departe. E de fapt războiul pentru conștiința ta. Că mintea poate cineva ți-a convins-o de un rău sau de un altul, dar nu te lasă conștiința să faci răul acela. Fortăreața pe care vrea să o cucerească Satana este conștiința. Când a cucerit fortăreața aceasta și când un om nu va mai simți apăsare sau durere în prezența lui Dumnezeu pentru răul din viața lui, când nu-și va mai simți starea, drumul pentru cel rău este deschis. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu toată conștiința ta. Cine poate să-mi spună care a fost secretul succesului pe care l-a avut Abigail în câștigarea lui David? La ce a apelat ea? La conștiință. Foarte bine ați răspuns, dar vreau acum să justificați ce mi-ați răspuns. Cum puteți să... Cum? Haideți să deschidem repede în 1 Samuel 25 cu 31 și să descoperim acolo izvorul acestui extraordinar succes pe care l-a avut în câștigarea inimii împăratului acestuia. 25 cu versetul 31. Și iată cum spune Scriptura aici. După ce ea a prezentat, după ce pe ea însăși nu s-a scutit de vinovăție, ea a spus, eu sunt vinovată, este vina mea că s-a întâmplat așa ceva, am o contribuție la treaba aceasta. Nu este nimeni o insulă, spunea studiul nostru pe care l-am avut aici. Am o contribuție. Sunt vinovată, sunt la fel de vinovată ca și soțul meu pe care îl cheamă Nabal. Dar acum uitați-vă cum apelează la el. Versetul 30. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit, era la curent cu Scriptura, era la curent cu făgăduința lui Samuel pentru David, era la curent cu făgăduințele acelea extraordinare mesianice, când îți va face Dumnezeu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, ascultați argumentul ei extraordinar. Atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Când i-a vorbit lui David de mustrări de cuget și când i-a vorbit de dureri de inimă pentru ceea ce vrei să faci, i-a trezit conștiința lui pornită. Era pornit în direcția aceea. A zis, dacă nu mă opreai până la ziua, nu rămânea nimeni. Dar i-a trezit cugetul. Iubiții mei, ce-ar fi atunci când stăm și ne clătinăm de pe un picior pe altul și nu știm ce să facem? Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne spune, iată drumul, mergi pe el, ce-ar fi să ne gândim ce va simți inima noastră, ce va simți cugetul nostru după ce vom fi făcut o faptă sau alta? Ce-ar fi să ne gândim în ce va simți inima noastră după ce am împlinit lucrul acela? Ea apelează la conștiința lui. Să nu ajungi să ai mustrări de cuget și să nu te doară inima pentru ceea ce faci. Sau pentru ceea ce ești gata să faci. Noi suntem copii de împărat. Noi așteptăm întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru. El ne-a promis aceste lucruri, noi l-am luat în serios. Și viața noastră întreagă s-a schimbat după acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cum va arăta în ziua aceea, în contextul acela extraordinar, o faptă sau alta pe care suntem înclinați să o facem astăzi, mergând împotriva conștiinței noastre?
Cum va arăta în ziua aceea indiferența și răceala noastră față de un rău care se produce în lume, se produce în propria noastră viață și față de care am rămas indiferenți? Nu, a zis Urie, nu se poate, nu mă lasă conștiința mea să știu că frații mei și tovarășii mei și chivotul Domnului este acolo în război și eu acasă cu daruri de la împărat și beat și la mine în casă. Nu mă lasă conștiința să fac așa ceva. Și conștiința lui s-a ridicat mai presus de porunca împăratului, s-a ridicat mai presus de posibilă amenințare cu moartea. Dacă voi muri, voi muri din acest motiv. Dar Urie a rămas prieten cu conștiința lui. Am să spun câteva cuvinte frumoase ale președintelui Lincoln. El a știut că ceea ce făcea nu era pe placul multor oameni. Și a spus, după ce îmi voi fi terminat mandatul acesta și special în reflectând asupra războiului civil, chiar dacă voi fi pierdut toți prietenii care i-am pe pământ, aș vrea să nu pierd un singur prieten, cel mai apropiat și mai bun prieten al meu, care mă mustră și mă îndeamnă să fac binele și mă reține să fac răul, aș vrea să nu pierd prietenia conștiinței mele. Acesta va fi drumul. Uitați-vă cu câtă sensibilitate apelează Dumnezeu. E posibil ca un om să păcătuiască împotriva cugetului altui om? Da. Adică pentru tine nu-i nimic. Dar cum rămâne cu conștiința celui de lângă tine? Undeva într-o parcare, un grup de tineri credincioși au venit cu mașinile, sau cu o mașină, dar mai mulți înghesuiți în ea, la un local de noapte, unde se petreceau lucrurile nopții și întunericului. Și le bate inima acestor copii, tinerei, le bate inima și se uită speriat să nu cumva să fie văzuți de vreun frate sau de vreo soră sau cine ar putea să fie, sau de vreun cunoscut și să se audă la biserică despre ei faptul că ei s-au dus la un astfel de local noaptea. Sunt sub o mare tensiune. Ați văzut că Biblia spune lui David, îi bătea inima când a făcut pasul acela, îi bătea inima și lor le bătea inima. Deodată unul dintre ei le spune, băieți, ce-i mă? Zice, cui e mașina asta de aici? Era mașina pastorului. Au scuturat orice fel de teamă și au intrat înăuntru și vorba americanului, sure enough. La masă era cel care nu mai este pastor astăzi, dar era acolo. În cartea Parabole scrie, pentru omul care se clatină pe marginea prăpastiei, exemplul rău al unui om care de altfel apare onorabil și ocupă o poziție de respect în Biserica lui Dumnezeu, exemplul acestui om este cel mai puternic corupător spre rău al conștiinței celui care se clatină pe marginea prăpastiei. Băieții au intrat liberi dacă au văzut mașina aceea acolo. Și mai ales când au văzut pe proprietarul ei acolo. Și au spus că au stat la mese apropiate. Și s-au dus în locuri nu prea departe unul de altul. Și au știut unii de alții. Aș vrea să citim împreună în 1 Corinteni, capitolul 8, și de aici vom citi versetul 12. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 12. Iată ce vorbește Pavel cu privire la conștiința omului de lângă tine. Dacă păcătuiești, spune versetul 11 inițial, și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele tău, pentru care a murit Hristos. Pe mine nu mă mustră conștiința să fac cu tare lucru. S-ar putea să nu te mustre conștiința, poate nu mai are ce te mustra, dar trebuie să te gândești că faptul că pe tine nu te mustră, în timp ce pe tine nu te mustră conștiința să faci un lucru sau altul, s-ar putea să-l omoare pe cel de lângă tine. Și uitați ce scrie Scriptura aici. Și astfel el care e slab va pieri.
fratele tău pentru care a murit Hristos, din cauza că pe tine nu te mustră conștiința. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Cine păcătuiește împotriva conștiinței altui om, păcătuiește împotriva lui Hristos. Revin la gândul că ceea ce ar vrea să distrugă Satana cel din tâi și cel mai repede în tine este conștiința ta. Și se va folosi de tot felul de lucruri imaginabile ca să te facă să nu mai simți ce ai simțit altădată față de păcat. Este cum e povestea aceea cu broasca în apă care e tot încălzită din ce în ce până nu mai simte și moare acolo. Acesta este lucru pe care ar vrea să-l facă Satana cu fiecare dintre noi. Dar Pavel strigă la Timotei în 1 Timotei, capitolul 1 cu 19 și prin el și la noi toți, să citim acest verset împreună, în care credința nu este lăsată să fie doar păstrată în formă, ci spune aici mai departe, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Te îndemn, fiule, să păstrezi un cuget curat. Nu te încărca cu nimic care ți-ar împăta cugetul, nu te încărca nici cu sângele cuiva, nici cu averile cuiva, nici cu păcatele altor oameni. Nu ți încărca sub niciun chip conștiința ta cu un păcat împotriva conștiinței omului de lângă tine. Marea reformă a pornit prin respectul față de conștiință. Martin Luther a rostit cuvântul acesta magic și a spus, conștiința mea este sclavă cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, cine va rămâne în picioare dintre toți? Numai acela a cărui conștiință va fi sclavă cuvântului lui Hristos. Cum s-au putut comite atrocitățile din timpul lui Hitler și cum se vor comite atrocitățile care se pregătesc chiar acum pe fața pământului? Cei care le pregătesc au nevoie să ia tranquilizante, să-și paralizeze mintea la gândul că într-o zi cineva ar putea afla așa ceva. Trebuie să lucreze cu mintea paralizată. Gândul acesta, care astăzi străbate, care cutremură, care răvășește societatea în care ne găsim noi, trebuie să fie acela de care să ne păzim, să păzești credința într-un cuget curat. Și când vei fi acolo singur, nu te vede nimeni, nu te știe nimeni, nici acolo să nu faci absolut nimic care ar viola conștiința ta, pentru că ai să-ți pierzi respectul față de tine, ai să devii o zdreanță în proprii tăi ochi, n-ai să mai ai încredere să faci nimic pentru că te știi cine ești și ce faci în partea ta intimă, acolo unde nu te vede nimeni și nu te știe nimeni. Și va trebui întotdeauna să porți o mască atunci când apari în public și să apar cine nu ești. Acest lucru produce schizofrenie, rupe mintea unui om. Să păstrezi dar credința într-un cuget curat. Atrocitățile care s-au comis din cauza conștiinței. Göring a fost întrebat, cum ai putut să trimiți la moarte milioane de oameni fără nicio mustrare de conștiință? Și el a răspuns simplu, conștiința mea este Führerul. Hitler este conștiința mea. Dar să știți că nici biserica nu a mers mai departe de aici. Ignatius de Loyola a zis, conștiința mea este Papa. Cine este conștiința ta? Am fost răstignit și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu,
ci Hristos trăiește în mine. Nu te mustră conștiința pentru un lucru sau altul, vezi, poate ți-a stat ceasul. Poate a luat-o înainte. Ceasul merge bine, dar dacă nu e potrivit cum trebuie, nu e bun la nimic. Nu te mustră conștiința? Conștiința noastră, totuși, nu este norma lucrurilor pe care le facem, ci așa cum Pavel spune în Romani, în capitolul 1, în capitolul 9, spune așa, cugetul meu, luminat, zice stare, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Acest dar să ne-l dea și nouă Dumnezeu. Un cuget luminat de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt ne va lumina cu privire la un pas sau la altul, să-l facem sau să nu-l facem, să ne dea Dumnezeu putere să mergem pe drumul acela pe care ni-l va arăta El. Și El să ne ajute să nu vindem niciodată conștiința noastră în Hristos Iisus pe niciun preț. Conștiința aceasta pe care a răscumpărat-o Iisus cu prețul sângelui Lui. Și pentru care orice preț ar primi cineva, niciodată nu va reflecta prețul care a fost plătit pentru conștiința aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru glasul Duhului Tău Sfânt care vorbește în conștiința noastră și care ne spune, iată drumul, mergi pe el când vom voi să ne abatem la dreapta sau la stânga. Îți mulțumim, Doamne, pentru susurul acesta blând, care nu s-a stins și n-a murit în viața noastră. Doamne, păstrează-l viu, Te rugăm, păstrează-l alert și ferește-ne, Tatăl nostru, să mergem pe căile acelea care ar duce la moartea conștiinței noastre. Nu ne dă, Doamne, niciodată odihnă sau liniște ca să conviețuim cu păcatul. Tatăl nostru, mai degrabă, fă să ne usture conștiința noastră. Fă să avem dureri de inimă, Părintele nostru. Fă să nu găsim niciodată liniște atunci când vom fi în disarmonie cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să căutăm întotdeauna pacea cu Tine. Și nu lăsa, Tatăl nostru, niciodată ca lucruri mărunte și trecute cu vederea în viața noastră să erodeze darul cel mare pe care ne-l-a dat Dumnezeu al unui cuget luminat de Duhul Sfânt. Te rugăm pentru darul acesta, Doamne Iisuse, într-o lume care a fost lăsată în voia minții ei blestemate. Să nu ne lași, Doamne, niciodată, ci Tu însuți să fii cugetul nostru. E rugăciunea pe care ți-o înălțăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amen.